Nebunia continuă după distracția, nebunia imensa victorie din episodul trecut împotriva Franței cu naționala României. Pur și simplu toată naționala este plină de speranțe că voi reuși să întorc această grupă și desigur să mergem mai departe în Cupa Mondială. Chiar și așa, fără reconstrucție, ceea ce ar fi ceva de-a dreptul surprinzător, dar băi, hai să sperăm că totul este posibil. Chiar și fără reconstrucție, da, de reușim să facem o mare nebunie aici cu naționala României. Față de meciul trecut este doar o singură schimbare, l-am pus pe Alibec pe stânga în locul lui Torje. Și desigur și voi sunteți bineveniți să ajutați, să susțineți naționala României apăsând acel buton de like, da, chiar de acolo. Haideți să strângem 500 de like-uri. Bun. Meci, zic eu, relativ ușor pe hârtie împotriva celor de la Norvegia, dar desigur și au acolo mici jucători cheie, cum este acel atacant King, care are un pace foarte bun, dar numai pace și physical, are statistici per total foarte bune pentru un atacant, cine știe, poate într-o zi îl vom vedea și printr-un career mode al nostru. Wow! Vedem aici Norvegia direct din start în forță, atacă poarta lui Tătărușanu. Ca noroc că, desigur, super tătă stă așa pe vârfuri, este pregătit de orice. Ai, păcat de pasul ăsta lui Budescu că n-am reușit să o execut. King aici, văleleu, Tătărușanu din nou cu o paradă. Băi, ce se întâmplă cu Tătărușanu, măi? A luat steroizi, mă? Fii atent și bine apără. Hai, mă. Na, păcat că costă mult, că așa mult mi-ar place să aduc la echipa noastră. Dar nu-i bai, wow, iarăși, băi, card din form pentru Tătărușanu, haideți, EA Sports, un card din form pentru Tătărușanu, că merită. Bun, hai să vedem aici Alibec, luptă, pasează prost. Nu-i bai, avem încredere în Alibec, este un jucător foarte, foarte bun, dar din păcate nebunul dedică, nu prea știe să-l antreneze pe Alibec. Dar ce să-i și faci? N-ai ce să-i faci. Hai să pun arule. Tu ești omul nostru, tu ești omul care, desigur, a adus golul egalării în meciul trecut. Hopa! Ce pasă bună aici pentru Alibec. Alibec trece durea de vreo să fie și gol, mă! Gol! Alibec! Minutul 14 vine și primul gol al naționalei, înscrisă de către oaia neagră a stelei. Alibec înscrie aici un gol senzațional împotriva Norvegiei. Am știut tot ce am știut să-l pun pe tren în locul lui Torje și vedem aici cum a venit așa în creu încet și dintr-o dată, pac, așa în dreapta, așa cum sprint și a trecut mai departe de acel apărător. Super! Super, Alibec. Primul său gol aici din această grupă de calificări. Nu-i stres, contă să dai cât mai multe. Hai băieții, tiki-taka! Camara aici egalează minutul 26. Camara, băi, chemați Macaraua să-l ridice pe ăsta de aici. Camara înscrie pentru Norvegia un gol mai disputabil aici de zis, numărul 26, culmea, Radu a gafat puțin acolo în apărare, dar n-avem ce-i face. Nici pe Tătărușanu nu putem să-i dăm vina că până acum a avut niște parade excepționale. Camara aici înscrie golul egalării pentru Norvegia. Na, ne-a mai tăiat puțin din elan acest gol al lui Camara, dar nu, asta nu înseamnă că ne lăsăm bărbiile jos. Continuăm, desigur, lupta asta pentru calificare. Da, reușim ceva spectaculos. Dam, din nou Alibec este omul care dă golul. Minutul 45, înainte de pauză, Alibec spune: nu, meciul nu s-a terminat, stați așa, mai am multe de arătat, mai ales ție, Gigică. Foarte frumos golul lui Alibec, din nou omul ăsta e o senzație, băi. Trebuie neapărat să strâng vreo 10 milioane sau 11, parcă costă Alibec. Dar își merită banii, super omul ăsta, băi, deci wow. Și plus că nu joc ca și stel, joc ca și elev. Deci, wow, chiar este mișto această decizie care am făcut-o să mai schimb puțin jucătorii.
Că, na, cumva zis, pe hârtie era mai interesant, orice, știi, că așa mai finuții, mai slăbuți decât Alibek și așa ca o libelulă, știi, una, două, zboară, țop, 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 acolo unde trebuie, ca și winger. Dar, hei, am zis, hai bă, să-l punem și pe Alibek, că am încredere în el. Și uite-te, măi, deja două goluri înscrise de Alibek. Să vedem ce va fi aici în repriza a doua. Andone, băi, ce pasă, mă, nene, bă. Ai, nu pot să cred, din nou înscrie Camara. Băi, cine e jucătorul ăsta? Trebuie să-i dau scout. Cine e jucătorul ăsta? Camara, mă, trebuie să-i dau scout, neapărat. Deja două goluri, măi. Practic este un duel între Camara și Alibek. Camara, Alibek. Camara, Alibek. Camara, Alibek. Oh, vai, de data asta Kirikes este omul care nu prea și-a ținut tare bine omul, dar n-avem ce-i face, trebuie din nou să sperăm că Budescu va face minunea din nou pentru a treia oară, chiar hat-trick ar fi, dar nu vine să cred, băi, e altceva, știi, o diferență aici, parcă ar fi chiar și în realitate, știi, ar veni Franța, zici, cine e România, hai îl punem pe Moșu Ribery, hai nu știu ce, hai să nu jucăm așa tare, numai ne antrenăm și noi puțin. Și da, ar Norvegia, o țară mai micuță, mă rog, o națională mai slăbuță, să zic așa, ca România. O, Kipciu! Kipciu este omul care înscrie golul de 3 la 2. Incredibil, mai ce meci avem astăzi. 5 goluri, 5 goluri și nici, bă, minutul 61 deja s-au înscris 5 goluri în acest meci nebun împotriva Norvegiei. Mai că ar fi zis unii că ar fi ăsta un meci de adormit copii, dar uitați-vă ce meci splendid. Unde eram, mai degrabă zis. Că o echipă ca și Norvegia, mai mult că sigur se motivează și lucrează de 200 de, nu, de 3 ori mai mult pentru acest meci ca împotriva României decât Franța și se și vede, măi, mă, 3-2. Așa ceva. Opa, opa, ce nebunie s-a întâmplat. Cei de la Norvegia l-au scos pe killerul Camara de pe teren. Se vede și acolo și intră ceva sor, denumire bizară. Și la noi se face o schimbare și mai bună. L-am scos pe Stanciu și l-am pus pe rezervă atomică grozav, care mă aștept și de la grozav să fac un gol, așa, să dea un gol de la șmecherie, ceva Scorpion Kick. De ce nu, băi? Orice se poate întâmpla. Oricum, este o veste foarte, foarte bună pentru noi că killerul Camara a ieșit de pe teren și nu mai avem stres cu el. Haleluia! Opa! Ce pasă bună pentru Andone! Pasa aici pentru Andone a fost foarte bună. Andone pasează, dar... Ultimele două minute în acest meci și Toșca face și o fază foarte amuzantă cum a dat așa în out. Știa el ce știa că nu mai este mult timp și s-a fluierat. Super, super, o victorie meritată pentru noi, dar o victorie lucrată destul de mult. Un meci chiar al dracului de fain. N-aș fi zis, culmea, Norvegia. Dar, wow, trebuie neapărat să-l pun pe scout, pe acel Camara, a fost senzație în acest meci, deci, clar, trebuie să-i dăm rapid, rapid de tot un scout, că nu se știe, nu se știe, frate, mare, mare nebunie a fost omul ăsta. Ia zi de mai unde e? Unde e Norway? Norway, 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 unde e Nigeria? Ah, Norway, bun. Așa, ia să căutăm, merem pe attacking, ia zi de unde ești? Unde ești? Camara. Unde ești, băi, tu, Camara, mă, nebunule, care ești tu nebun? Oleo, da, bă, da, mulți sus. Ioi, da, mulți sus. Văleleu. Ok, l-am găsit în sfârșit pe Camara, i-am și dat scout. Sunt o grămadă de jucători, frate, o grămadă. Văd că și acest Joshua King, de care vă ziceam că e chiar bun, ce s-a transferat acum de la Bournemouth la Schalke, 13 milioane. Damn. Na, noi bai, noi bai, am pus pe ăștia doi la scout, cine știe ce nebuni am găsit eu oare. Oricum, acum revenim desigur campionatul nostru, trebuie desigur să continuăm aici lupta pentru promovare și desigur și antrenamentele. Așa, deci hai să vedem, o să urmez acolo meciul potriva acela Gillingham sau Gilling, nu știu ce. O ofertă de la Queen's Park Rangers pentru Hemings. Până acum
Da, m-am înțeles cu cluburile, problema a fost cu Hemmings, că nu dorea să se ducă. Chestia este că aici la Queen's Park Rangers, mai mult ca sigur, este buget și mai mult ca sigur oamenii ăștia au bani să-i plătească salarul. Adică, na, cel puțin eu știu că am mai făcut niște career moduri cu cei de la Queen's Park și tot timpul au avut ăștia bani. Ia de 1.700.000. Nu-i rău, nu-i rău, dar vreau să forțez. 1.800.000, hai. Hai. Uai, mă, du-te în puii mei. Ah, ce mă enervează când fix pentru 100.000 care puii mei pentru un club ca și Queen's Park nu înseamnă mult. Păcat. Bun, azi pe ce poziție se află Gillingham? Gillingham este pe poziția numărul 14. Aș simula acest meci, ia să vedem. Hai să vedem că facem și câteva simulate-uri. Simulăm câteva meciuri, dar nu multe. Ia să vedem. O, super 1-0. Ledson este omul care a dat golul. Bravo, Ledson. Super. Urmează un meci împotriva celor de la Brentford. Opa, ce se întâmplă aici? Carroll Short Term Loan, nu știu ce căcaturi. Ok. Morcambe, o să-l ia pe Carroll ca și loan, numai că am că stau să mă gândesc, nu știu dacă va juca acolo. Vine ofertă pentru Thomas. Pui mei, jocul zice că poți să obțin pe el 600.000. 600.000 dacă obțin pe el, e super. Bun. Ia să vedem aici. Ok. Ba nu mă, am văzut, cred că eu greșit. Uitați-vă că jocul zice acolo că acest jucător valorează current value 700.000. Știi ce? Dăm valoarea lui. Nu? Hai de capul meu, hai mă. Măcar valoarea jucătorului. No, hai sub valoarea jucătorului. 660. 530. Oare maxim? Maxim, maxim oare? Dă-mi 590. Hai, 590. Ok, bun. Ok, așa. Hai să nu ne... Să nu ne hazardăm că avem nevoie de bănuți pentru la iarnă, să cumpărăm jucătorii în această iarnă minunată. Ok, aici știu că a picat acest transfer. Bun, mai playtime. Du-te mă de aici, du-te bă acasă. Și aici urmează un meci cu cei de la Brentford, care pe moment sunt pe poziția numărul 13. Bă, chiar să ne uităm pe calendar, că acum cum avem mai multe meciuri, trebuie să le tacticizăm. Meci cu Blackpool foarte important, Walsall iarăși o echipă bună, dar și Charlton. Eu zic să jucăm meci cu Blackpool, Walsall și respectiv Charlton și restul să le simulăm. Ce ziceți? Eu zic că e la fix așa. Bun, mai simulăm și meciul acesta cu Brentford și după aceea merem în celelalte meciuri să vedem ce va fi țaca-țaca. 0-0. Mă, decât să pierdem, e bine și un egal, nu-i stres. Suntem pe poziția numărul 2, la egalitate de puncte cu cei de la Fleetwood Town. Super, după mine super. Așa, acum vreau să fac schimbările, că tot am zis că vreau să fac niște schimbări. Hurtado nu mai evoluează, în apărare Nelson este omul meu care trebuie evoluat. Pe aici, cine ar fi poate Long? Băi, vreau să văd dacă evoluează portarul ăsta cât de cât, Marcone. Statisticile, ia să vedem, pune și portarul cât de cât, să avem o rezervă așa, în formă. Bun. Bun. Altă viață. Bun, acum hai să mergem în acest meci cu Blackpool. Blackpool, o echipă care mi-a fost un picuț greu de ales între Blackpool și echipa mea, dar văd că culmea fix Blackpool și Walsall, care am zis eu că mi se pare echipe bunicele, sunt aici la linia de retrogradare, ceea ce mă surprinde enorm de rău. Dar, pe de altă parte, nu vreau să risc cu acest meci împotriva celor de la Blackpool, că, na, vorba aia, eram într-o oarecare... Băi, Blackpool sau Oxford United? Până mi-a venit ideea asta cu bou, fece băboule. Bun, meci împotriva celor de la Blackpool. Un meci interesant ăsta, având în vedere că Blackpool se află într-o poziție mai bizară, mai ales pe clasament. Poate că, na, ca și în fotbal și la noi în România se întâmplă de multe ori lipse de asta de formă, așa, din subit. Ok, hai, nu-i stres, nu-i stres. Hai băieți, hai băieți, Tănase, mă aștept două goluri de la Tănase. Ce să mai? Băi, Tănase, băi, două goluri, da, este. Plus am mai făcut o schimbare fix înainte să înceapă meciul.
L-am pus pe Ribeiro, acel RB de rezervă, că am văzut că RB-ul nostru, Tendali, sau cum îl cheamă, era cam obosit. Bravo, măi! Ce șut! Ce șut de către capitanul nostru, Deac! Frumos, bravo, Deac, un gol frumos aici în minutul 5, direct. Și pe de altă parte, știi ce, dacă Blackpool este într-o formă rea, nu-i rău să mai joci niște meciuri de astea slabe, să zicem slabe, că poți să dai multe goluri cu jucătorii pe care vrei tu. Să zic, ia, de exemplu, eu o să accentuez, dacă văd că meciul ușor, o să accentuez să pasez de multe ori, poate și intenționat, și chiar dacă am șansă, de exemplu, să-mi fața porții cu Henry, nu o să șutez cu Henry, o să încerc cumva să aștept să pasez la Deac sau Tănase sau Țucudean când va intra pe teren, știi, să forțez cu românii, să dăm, băi, să avem bulghete români, mă, taca, taca, pac, pac. Ăla-i, mă, ce v-am zis, ce v-am zis că am să forțez aceste pase și Hurtado își spune cu un asist pe listă, dar cel mai important este că capitanul nostru, scuzați cacofonia, capitanul nostru din nou a marcat, Deac, din nou cu un gol, deja două goluri pentru capitanul nostru, senzațional, și Hurtado, ce bine am executat pas acolo și Deac mai că a intrat cu minge cu tot în poartă, super! Mă bucur așa de mult pentru Deac, 3 goluri. Cred că el, nu știu, el și Tănase pe acolo, zgolgheterii noștri, chiar că ne vom uita după acest meci acolo pe acel top să vedem cum ne descurcăm. Boom! Hai să dea și Hurtado un gol, 3-0 versus Blackpool. Ok, acum înțeleg de ce sunt aproape de retrogradare această echipă. E ceva haos total pe aici la Blackpool. Așa de ușor mi se pare acest joc, culmea, și vin după meci cu Norvegia și ai zice că Norvegia e așa, meh, alandala. Dar băi, Norvegia juca de vreo 5 ori mai bine ca ăștia, mă. Dar hei, apreciez meciul ăsta, așa o mică distracție, să mai încerc să mai ridic jucătorii mei acolo pe clasament la golgheteri. Tiki-taka. Ultimele minute din acest meci nebun împotriva celor de la Blackpool. Nu știu ce a vrut să fac aici. Băi, e un meci hazliu ăsta cu Blackpool. Poate trazeleg Blackpool, văd că poate că era mai mult de lucru la ei, dar totuși mă surprinde echipa asta să fie la retrogradare și să joace chiar așa de nașpa. Și într-adevăr am făcut o intrare destul de dură, poate chiar de galben. Poziția totuși este foarte bună pentru cei de la Blackpool să înscrie. Ținta a fost pe lângă poartă, reșutul a fost bine executat. Și desigur, hai, ce mai stați? De cei care n-ați dat încă un like, dați chiar acum. Hai să strângem 500 de like-uri. Mai ales că nu știu dacă se aude sau dacă se vede clar, nu, dar dacă se aude poate diferență în tonul meu vocal, mai ales când dau goluri. Este din cauza că, băi, nu știu, de câteva zile bune a început să mă doare gâtul, știi, și câteodată parcă nu pot vorbi prea tare, dar, ce să-i și faci, mai fac totul pentru voi și, desigur, pac, 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 filmăm încă un episod și am zis, băi, ce să mai. Bun, important e să nu avanseze răceala, ai miezul. Bun, și aici o să fie un meci împotriva celor de la Charlton Athletic în Carabao Cup. Vă dați seama că trebuie să jucăm în această cupă, că desigur, da, ne vin niște bănuți. Bun, hai, să trecem la treabă, kitul galben, e în kitul ăsta albastru și are să fac cea schimbări. Gen, să începem cu Țucudean. Hai să începem cu Țucudean meciul ăsta. Bun, hai, să trecem la treabă. Bun, meci de cupă, Carabao Cup versus cei de la Charlton și totodată, în sfârșit, și Țucudean este în primul 11, deci nu mai este rezervă, direct pe teren și ai de capul meu cât a monstru pare pe lângă ceilalți. E un om înalt și solid în jocul ăsta, dacă ar fi avut măcar 65 acceleration, măcar 65, nu cer, na, 70, 80, cum plac mie atacanții, să aibă așa tiki-taka, viteză 3 de turbo, dar măcar un 65, nu 59, ar fi fost la fix pentru el. Wow, ce șut de nota 10 de către Henry! Wow, senzațional șutul lui Henry!
cum a prins-o, cum a șutat-o. Superb gol acesta, la minutul 13, o execuție de jucător mare, de jucător de Premier League venită de la Henry. Revedem din nou faza, pasa lui Deac, deci asist Deac și aici șut puternic al lui Henry din afara careului. Totuși mă bucur și pentru Deac, că uite-te măi, să asist, pac, un asist acolo, două goluri meciul trecut, țac, pac, oi, omul ăsta ușor, ușor adună acolo statistici bune, cine știe, imediat că îl și chem la națională. Oh, gol de către Țucu Dean! Pentru două secunde am crezut că este offside. Ba, este offside. Ai, și am zis eu că pentru două secunde credeam că e offside. Ia să revedem reluările. Da, da, a fost offside. Măi, cum a văzut-o arbitru, mă. Mă bucuram pentru Țucu Dean, dar pe altă parte știți încă stăteam. Bă, chiar nu e offside, știi, vedeam că se începe celebrarea, că se duce, că nu știu ce. Ah, vai, na, las Țucu Dean, că mai este timp destul să dai și tu un gol. Îl vedem aici pe Lordul Zeu, blocat acolo, din păcate. Opa, Penelopa, că vine Henry și înscrie dubla. Super, bravo măi Henry. Băi, poate-l fac pe Henry goalgetter aici în acest Carabao Cup. Totuși, pasa vine de la nimeni altul decât Yanis Hagi. L-am pus și pe acolo pe teren, pe Henry, l-am pus pe Lem și pe Hagi, desigur, pe Rev. Foarte bine, două goluri date de către Henry, deja clar, stăm mult mai relaxați în acest match și așteptăm finalul. Tiki-taka, trecem mai departe în această cupă. Super, super, super. Sper numai să vină odată și bănuții aia de cupă așa, să mă simt și eu mai bine. Și nu vine să cred, ați văzut ce a scris acolo în stânga sus? Nebunul de Son, Sonar Son, a fost transferat la AC Milan de la Tottenham. Wow, ce transfer interesant a făcut aici AC Milanul. Senzație. Hai, culmea fix acum, așa, am așa un moment de ăla, băi, oare mi-aduc bine aminte? Nu la Charlton a jucat o perioadă Țucu Dean. Știu că și a jucat aici prin ligile astea inferioare din Anglia. Dar nu mai știu exact la ce echipă și aș tinde să cred că el a jucat la Charlton. Cred, cu mare accent pe crede. Dar și dacă a jucat, hai ce tare e faza, gen poate o revedere. Uai, și Marshall înscrie aici în minutul 81. Charlton arată că încă nu se dă bătută, încă dorește desigur această cupă. Și nu știu acolo numărul 21, Nelson sau cine, apărătorul, nu știu ce dracu e fă în cap să-și ridice așa piciorul, pui mie. Oh, vai, doamne. Hai, trebuie să ținem de acest scor sau, desigur, să mai dăm un gol. Ar fi și mai fain. Hai, ultimele două minute în acest meci. Hai să tragem puțin și de timp. Hai, facem niște pase de astea, așa, alandala, tiki-taka, știi? Mai tragem de timp, mă, nene, mă. Bun, hai, Țucu Dean. Dă-i șut sau ceva în pui mei. Bun, hai, super, la limită. Pot să zic că la limită, că Charlton acum pe ultima 100 de metri a dat semne de revenire și desigur, na, poate că nu Charlton dă semne de revenire, ci echipa mea a fost foarte epuizată. Dar oricum trece mai departe și de această echipă în Carabao Cup. Foarte interesant, cine știe, poate chiar ajungem mai departe decât aș crede. Dar, totodată, cred că ăsta este și finalul acestui video. Sper că v-a plăcut, sper că v-ați distrat și cel mai important lucru, sigur să vă distrați. Și desigur, nu uitați de un like dacă n-ați dat încă și ne auzim pe data viitoare. Numai bine, bye bye!